Dragi telespectatori, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate ca la carte. Alături de noi revine astăzi în emisiune bunul nostru prieten, Cristi Mărgărit, consultant nutriție și fitness. Bine ai venit, Cristi! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! O să discutăm astăzi cu Cristi despre una dintre dietele care sunt foarte des aplicate, cum s-ar spune, după ureche, după o foarte sumară documentare pe internet, fără o înțelegere foarte exactă a principiilor care stau la baza ei și care poate să fie chiar o dietă periculoasă. Vorbim despre dieta cetogenă, ketogenică, keto pe scurt, cum preferi. Keto, da. În limba română ar fi corect cetogenică, probabil. Ne-am împrumutat cuvântul din engleză, de la ketone, acești corpi cetonici, aceste substanțe care sunt de fapt metaboliți ai grăsimilor, provin din grăsimi și i-am spus astfel dietei pentru că ea pune organismul în situația de a-i folosi pe ei ca sursă principală de energie în detrimentul glucozei. Ce înseamnă practic dieta keto? Care ar fi principiile de bază? Să pornim de la definiție, da? Pun corpul în situația în care folosește corpii cetonici drept sursă de energie. Corpii cetonici provin din grăsimi, deci îl voi obliga de fapt să folosească grăsimea ca sursă de energie. Aceasta ar fi descrierea. Principiul este că forțez folosirea grăsimii ca sursă de energie, reducând carbohidrații la minim, deci scoțând cealaltă sursă de energie și ținând chiar proteinele foarte jos, pentru că știm, din proteine corpul își poate face glucoză. Și atunci scoatem cealaltă sursă de energie, lăsăm grăsimile sau chiar supraîncărcăm cu grăsimi, se produc mulți corpi cetonici, organismul se adaptează, inclusiv inima, creierul, și folosește acești corpi cetonici ca sursă principală de energie. Creierul poate ajunge să-i folosească într-o proporție chiar de 3 sferturi, 75%, el care de fapt ar vrea glucoză, da, ca sursă de energie din care să-și facă evident ATP. În paranteză fie spus, erau niște studii pe care le-am citit la un moment dat și care trăgeau concluzia că în demențele degenerative, în demențele Alzheimer, apare o modificare printre altele la nivelul celulelor nervoase și anume o mai proastă utilizare a glucozei ca substrat energetic. Celulele nervoase nu se mai pot hrăni cum ar fi normal cu glucoză și asta în timp duce la degenerarea lor, la moartea lor și la apariția, la progresia, la evoluția unei demențe destul de severă. Ăsta fiind și motivul pentru care, de altfel, demența Alzheimer a fost supranumită diabet cerebral sau diabetul creierului. Ajută sau nu dieta keto într-o demență degenerativă? Sunt studii care arată beneficii, în special făcute după instalare, nu sunt, după cunoștința mea, studii făcute în prealabil, adică pentru a preveni boala în sine, dar îi pot încetini evoluția. Același lucru, beneficii în Parkinson, beneficii în epilepsie în principal, pentru că dieta a fost popularizată și teoretizată foarte mult în acest scop. A ajutat la controlul crizelor epileptice la oamenii cu epilepsie farmacorezistentă sau epilepsie de natură necunoscută, imposibil de tratat. Și s-a observat că trecând corpul de pe glucoză pe corpi cetonici, apar aceste îmbunătățiri. Pe lângă asta, unii oameni chiar simt o senzație de claritate mentală. Se simt foarte, foarte bine din punct de vedere mental, foarte activi. Acum, eu cred că depinde foarte mult de calitatea alimentelor pe care le mănânci. Spuneam că o dietă keto e o dietă cu multe grăsimi. Nu cred că o dietă cu ulei prăjit sau cu prăjeală are cum să prevină boala Alzheimer. Din contră, cred că o va grăbi, pentru că acel efect degenerativ are implicate și anumite tipuri de grăsimi cu efect inflamator. Deci va trebui să alegem cu foarte mare grijă alimentele. Mulți oameni sunt tentați când vorbim despre o dietă, cum e și aceasta, și m-a întrebat la început, care sunt caracteristicile? Păi carbohidrați foarte puțini, grăsimi foarte multe, proteine la nivel mediu. Nu se rezumă la atât. Dacă ar fi doar niște cifre, ar fi fost simplu. De fapt, trebuie să vorbim de calitatea alimentelor. Acei puțini carbohidrați, 20, 30, 35 de grame de carbohidrați pe zi, de unde iau? Ca totuși să am și eu niște vitamina C, să am și eu totuși niște fibre, să am niște antioxidanți, niște fitonutrienți, deci va trebui să folosesc mai mult frunze, mai mult anumite condimente, nu foarte dense, nutritiv. Acele cantități mari de grăsimi, din ce o să le iau? Păi din niște grăsimi arse sau denaturate sau prăjite, în niciun caz. Acea cantitate mică de proteină va mai fi o proteină de slabă calitate, știu eu, din mazăre sau fasole sau soia,
Nu, va trebui să fie o proteină de calitate foarte bună, astfel încât să asigure aminoacizii esențiali și chiar cei condiționate esențiali și chiar neesențiali, astfel încât omul să aibă o viață normală, organismul să fie hrănit, să nu aibă deficite nutriționale. Cristi, ai vorbit despre grăsimi ca principal substrat, ca principal nutrient în momentul în care ținem dieta keto. Ce înseamnă grăsimi bune, ce înseamnă grăsimi sănătoase în dieta keto? Acum este un lucru foarte interesant. O să explicăm un pic ce înseamnă grăsimile. Grăsimile, de fapt, sunt niște acizi grași, în general găsiți în natură, prinși între ei de acea celebră moleculă de glicerină. Și se numesc trigliceride. Așa circulă și prin sângele nostru celebre trigliceride, pentru că astfel sunt stabile, da, știm că sângele este apă. Așa sunt și depozitate. În toate sursele de grăsime din alimente vom găsi diverse tipuri de acizi grași, mai scurți, mai lungi, mai sensibil la căldură, da, cu mai multe duble legături pentru cei pasionați de chimie. Deci foarte multe tipuri. Unii au beneficii, alții nu. Unii au beneficii în anumite cantități, de exemplu vorbim de acizii grași esențiali, inclusiv cei de tip omega-6, dar dacă mănânci o cantitate prea mare din ei, se pare că deja nu mai sunt buni. Iarăși, în oiul de rapiță, care are predominant grăsime monoinsaturată, există și anumite tipuri de acizi grași care, din contră, induc arterioscleroza. Deci, iată că putem găsi atât în plante cât și în animale acizi grași benefici sau mai puțin benefici. E foarte greu să faci acest slalom și să știi despre fiecare aliment ce componență are, mai ales că, de exemplu, uite, uleiul de măsline, da? Sau chiar untura de porc poate avea un profil diferit de acizi grași în funcție de cât a bătut soarele, de tipul de copac, porcul în funcție de ce a mâncat și tot așa. Atunci noi trecem peste asta și încercăm să punem alte reguli. Grăsimile să provină direct din sursă, adică să fie cât mai puțin extrase. Dacă vreau grăsimea din măsline, mănânc măslinele și mai puțin oil de măsline. Dacă vreau grăsimea din semințele de floarea soarelui, de exemplu, care conțin și multă lecitină și fibre, vitamine din grupul B, etc., încerc să mănânc semințele de floarea soarelui. Dacă vreau grăsimea din nucă de cocos, încerc nuca de cocos. Dacă vreau grăsimea din gălbenuș și tot așa, da? E, acum în dieta ketogenică apare o problemă. Apare problema că tu trebuie să mănânci multe grăsimi, dar puține proteine. Și cam toate sursele de grăsimi despre care noi vorbim, și pot să mă gândesc acum și la peștele gras, la ficatul de cod, da? Ficatul de animal, creier, măduvă, toate vin și cu proteine. Și e foarte greu să ții grăsimile sus și proteinele jos doar din surse naturale. Deci în această dietă apelez și la anumite tipuri de uleiuri și acum trec a doua parte. Deci am avut grăsimi direct din sursă și încerc să fie cât mai puțin procesate. Deci cât mai puțin expuse, în special la oxigen, lumină și căldură. Adică încerc să le mănânc cât mai puțin prăjite sau arse deloc. Încerc să le iau la o temperatură cât mai scăzută. La fierbere, de exemplu, cred că suntem în regulă. Uleiurile presate la rece, cred că suntem în regulă. Gălbenușul fiert moale, cred că suntem în regulă, da? Sau chiar crud, gălbenușul poate fi mâncat crud. Deci cam așa ceva înseamnă pentru mine grăsimi sănătoase. Evident că cei mai avansați își pun problema cum au fost produse alimentele. S-au folosit pesticide sau nu? Apropo de alimentele bio, deja asta înseamnă costuri mult mai mari într-o dietă și evident mult mai puține persoane au acces în această zonă. Deci grăsimile, repet, din sursă pe cât posibil, cât mai puțin procesate și dacă se poate și obținute prin metode de agricultură ecologică ar fi extraordinar. Vorbeai la un moment dat de costuri. Cât de costisitoare este o dietă keto? La început poate fi destul de costisitoare. Vorbeam de nucă de cocos, vorbeam de ficat de cod, vorbim de pește sălbatic, sardine, somon, vorbim de nuci și semințe, vorbeam de niște condimente cu efect antioxidant care și ele costă. La partea de carbohidrați mă gândesc mai degrabă la fructe de pădure, iată, 5 grame de carbohidrați la 100 de grame în zmeură față de 10 cât ar fi sau chiar 20 cât ar fi în struguri. Da? Deci cu cât sunt mai micuțe, așa, într-adevăr costă la început. Pe măsură ce trece timpul, evident, găsești surse, înveți să le porționezi mult mai bine, reduci pierderile și costurile pot să scadă. Mai este un motiv pentru care costurile scad. Într-o dietă cu puțin carbohidrați, cum este și dieta ketogenică, activitatea tiroide și metabolismul în general se reduc. Adică pe astfel de dietă omul poate să trăiască cu mai puține calorii și atunci mâncând cantitativ mai puțin și per total dieta va costa mai puțin chiar dacă alimentele în sine sunt destul de scumpe. Deci cu această ocazie ți-am evidențiat și un prim efect secundar destul de interesant
faptul că ținând o dietă low carb sau ketogenică, tiroida își va încetini funcția. Acum, dacă tu aveai o tiroidă normală cu funcție normală, evident că este un lucru destul de rău, pentru că după o perioadă în care tiroida nu funcționează bine, ea începe să atrofieze, o glandă destul de, hai să spunem, parșivă. Dacă ai stat cu ea inhibată o perioadă de câteva luni, nu prea își mai revine. Deci este foarte periculos să ne jucăm cu regimurile foarte stricte și cu regimurile fără carbohidrați. Dacă, în schimb, persoana avea deja un hipotiroidism diagnosticat, eventual și tratat și fără șanse de revenire, de recuperare, atunci cred că dieta ar fi mult mai potrivită. Cum verificăm dacă tiroida noastră mai poate funcționa? Evident, mergând la un endocrinolog și făcând acolo niște teste specifice, chiar niște teste de stimulare, care să-ți arate mai poate tiroida să funcționeze sau nu. Iar dacă mai poate, părerea mea este că regimul low carb sau ketogenic ar trebui gândit foarte bine și ar trebui să te gândești de două ori înainte să-l urmezi. Deci iată o primă indicație ascunsă din partea ta, un prim sfat ascuns. Întotdeauna trebuie făcută o evaluare foarte atentă a stării de sănătate înainte de a începe dieta ketogenică și de fapt orice dietă, pentru că nu oricine poate să slăbească, nu oricum, nu oricând. Exact. Ai vorbit despre riscurile pe care le poate implica dieta keto vis-a-vis de tiroidă. Ce alte riscuri mai poate avea dieta keto? În trecut se mergea foarte mult pe riscurile legate de boli cardiovasculare, gândindu-ne la grăsimile animale, nu? Care erau folosite, dar alegând atent alimentele și completând foarte bine dieta, așa cum spuneam, cu condimente și tot ce trebuie, nu consider că ai un risc de boală cardiovasculară crescut. Când se confunda dieta ketogenică cu dietele hiperproteice, exista, cel puțin teoretic, riscul de afectarea funcției renale, de excesul cronic de proteină care poate afecta rinichiul. Se vorbea de osteoporoză, de tot felul de astfel de elemente care eu consider că au cam fost depășite dacă dieta este ținută corect. Dar aici este lucrul cel mai important, de fapt, lucrul cel mai periculos. Spuneam că dieta presupune o adaptare a corpului la folosirea grăsimilor ca sursă de energie. Această adaptare durează și are și o inerție. Organismul, dacă folosește grăsimea ca sursă de energie, nu este bine să-i dau și altă sursă de energie, respectiv carbohidrații. Deci nu pot ține dietă ketogenică cum au unii impresia 2 săptămâni, după aia 3 zile mănânc iarăși dulciuri, după aia iarăși 1 săptămână spun că țin dietă ketogenică. Nu, dieta ketogenică e o dietă care presupune acea perioadă de adaptare și apoi o perioadă mai lungă de timp, de nivelul lunilor de zile în care urmezi și din care trebuie să ieși cu foarte, foarte mare grijă. Spuneai foarte bine și începusem în discuția despre controle medicale, deci cel puțin analize de bază, lipidele sanguine, măcar un colesterol, trebuie făcut înainte, în timpul și când vrei să o închizi, pentru a ști exact ce se întâmplă în corpul tău, pentru că apar efecte diverse. Sunt oameni care pe o dietă keto își îmbunătățesc lipidele sanguine, sunt persoane care nu. Se pare că sunt și factori genetici. Undeva la un sfert din populație ar răspunde negativ la o dietă cu multe grăsimi. Indiferent cât de bine alege alimentele, indiferent cât de sănătoasă este, genetic vorbind, ei nu pot suporta atât de multe grăsimi și atunci evident că nu sunt potriviți să o țină. Asta înseamnă, da, un sfert, 1 din 4. Deci destul de mulți. Doar 3 din 4 ar putea funcționa bine pe dietă și aceea doar dacă au celelalte elemente aranjate foarte, foarte bine. Cristi, istoric vorbind, dieta keto a fost descoperită, dacă mi-aduc bine aminte, încă din antichitate, când era folosită pentru epilepsie. Era unul din remediile anticilor în epilepsie. Haideți să discutăm un pic, pentru că practic vorbim despre două situații diferite. Unu, dieta keto ca parte a tratamentului pentru, cum am prefigurat deja, unele boli ale sistemului nervos. Am vorbit de epilepsie, despre Alzheimer, Parkinson, poate și oboseală cronică, forme. Și avem o altă aplicație a dietei keto în momentul în care vrem să ardem grăsimile, să scădem în greutate sau poate în cazul sportivilor să obțină o mai bună definire și un aspect mai comercial, să spunem, al musculaturii, six-pack-ul ăla atât de promovat în zilele noastre. Care ar fi diferențele din punctul tău de vedere și care ar fi diferențele de abordare între o dietă keto ținută pe termen scurt, înțelegând prin asta, cum ai spus, luni de zile, și pe termen lung, înțelegând prin asta
un stil de viață, practic. Bineînțeles că pe termen lung trebuie acordată o atenție mult mai mare calității alimentelor. Vorbeam de alimente bio pe cât posibil, mai ales atunci când le mănâncă cei mici, copiii. Vorbim de controle medicale mult mai amănunțite și un contact permanent, nu doar cu neurologul, ci și cu un generalist care să urmărească măcar parametrii generali și eventual să ia măsuri la timp. Pentru că știm, colesterolul nu crește de la o zi la alta. Dacă faci la două luni de zi la analiza, este bine, am dat un exemplu. Deci trebuie avută mare grijă. Mă gândesc chiar, uite, la începutul unei diete cu multe grăsimi, persoane care au colici biliare. Deci atât o ecografie abdominală înainte, vorbeam de tiroid, adică toate aceste controle chiar trebuie făcute și aici apelăm și noi la înțelegerea medicilor. De ce? Mulți medici consideră ca un moft o astfel de, și acum trec în zona de slăbire. Poate să fie un moft, dar în același timp acel om are nevoie de ajutor și chiar trebuie trimis la toate analizele și verificat că este în regulă. De ce? Pentru că omul oricum va ține dieta. Oricum, dacă vrea să-și nenorocească sănătatea și o va nenoroci, așa măcar se mai pot preveni lucruri și om mai poate fi pus în gardă și se poate opri la timp. Mulți oameni, ca asta spun, pericol cel mai mare este cu mâncatul de carne, excesul de proteină în dieta ketogenică, aproape că nu este loc pentru carne, pentru că ea pur și simplu are prea multe proteine. Deci când vedeți că cineva recomandă o dietă așa zis ketogenică și vedeți bucăți mari de carne, peste nivelul de 50 de grame pe zi, să spunem, e clar că ea n-are cum să fie o dietă ketogenică. E alt tip de dietă, dieta anabolică, dietă hiperproteică, ducan, spuneți-i cum vreți, dar nu este ketogenică. Și atunci, un om cu un acid uric mare, de exemplu, predispoziție la gută, gută în familie, mare, mare atenție și la acest exces de proteine, evident, mai degrabă în dieta ducan, mai puțin în ketogenică. Antecedente de diabet în familie, antecedente de boli cardiovasculare, evident, toate analizele făcute, pentru că nu e de glumit. Și aici mai e un lucru important pe care mulți oameni îl pierd din vedere. Tu când arzi grăsime, de fapt, aia este eliberată din rezervă și procesată tot în corpul tău. Adică tu poate mănânci o cantitate de grăsime, dar el mai ia din rezerve și o aruncă oricum în sistem. Ceea ce înseamnă, după cum spuneam, o încărcare destul de mare pe aparatul cardiovascular și trebuie avută mare grijă ca nu cumva o parte din grăsime, știi foarte bine, să înceapă să se depună pe undeva și să te trezești, nu, cu vreo arteră înfundată. Deci trebuie să fie controle medicale pe primul loc. Mulți spun, dar nu am găsit un medic suficient de deschis, nu am găsit un medic care să știe. Nu l-ai găsit. Evident, trebuie să-l cauți și până la urmă îl vei găsi, pentru că medicul este o persoană importantă. Nu ai acum nevoie de el, la un moment dat oricum vei avea nevoie și e bine, uite cum am eu, e bine să ai prieteni medici care să te ajuți la nevoie, chiar dacă, nu cum e, dacă vrei pace, pregătește-te pentru război, chiar dacă nu ai nevoie. Deci analizele nu le faci când ești bolnav, când te doare, când cazi pe jos, când... trebuie făcute dinainte, tocmai pentru a preveni sau a lua măsurile din timp, nu? Bun. În afară de persoanele care vor să slăbească, cine anume trebuie să țină această dietă? Știu că ai publicat de curând o carte dedicată dietei keto. Tu așa fiind, este, de altfel, unul dintre primii care au... promovat, chit că ție nu-ți place termenul ăsta, între primii nutriționiști care au prezentat și care au testat pe propria piele dieta keto. Cum ai început și cum ai venit în contact cu ea și povestește-ne un pic și despre cartea pe care ai scris-o ca... Cartea este scrisă în colaborare cu Asociația pentru Draveși și Epilepsii Rare, cu Adela Chirică. Este mămica unui copil cu o formă rară de epilepsie, genetică, deci incurabilă, rezistente la medicamente și care a obținut niște rezultate extraordinare. Deci, practic, copilul este normal în acest moment. Știu că ei nu-i place cuvântul ăsta normal, dar dezvoltarea lui este normală. Deci este un cuvânt tipic. Merge la școală, își face toate treburile cu ajutorul dietei. Experiența ei în carte este pusă, evident, sub forma experienței personale legate de ce s-a întâmplat cu copilul, dar și, parte mult mai importantă, câteva zeci, sute de rețete, deci concrete, adică aplicăm concret, nu mai este doar o teorie, nu mai sunt doar niște principii, ci vezi foarte multe poze și rețete dintre care poți alege, nu știu, ingredientele preferate sau accesibile pentru tine. Deci cartea este o experiență pusă în comun, acolo este și sfatul unui psiholog,
Și nu doar pentru copii este important sfatul psihologului sau pentru familiile care au copii cu epilepsie, ci sfatul psihologului este important pentru oricine vrea să țină o astfel de dietă, pentru că e o dietă care te rupe social complet. Nu ai unde să mănânci alimente ketogenice la restaurant sau în public sau să-ți cumpere. Este foarte greu. Atunci trebuie să ai o abordare deosebită. Iată că toate încasările au mers către Asociația pentru Drave și Epilepsie Rare. Ea poate fi comandată pe dravet.ro, așa se numește boala, după numele doamnei care a teoretizat. Este practic vorba despre un sindrom care a fost descris prima oară de doctorița de exact. Și cum se poartă în medicină, cine descoperă un sindrom? A primit. Este genetică, așa cum spuneam, dar răspunde la această dietă. Cartea, repetare, componenta respectivă, dar poate fi folosită de către oricine, pentru că acolo, repet, sunt rețetele clar, cu poze, colori, fiecare se poate inspira și își poate da seama că, de fapt, o dietă keto nu înseamnă carne prăjită, nu înseamnă 12 ouă pe zi sau alte astfel de minuni despre care mai auzim noi pe internet. Cristi, dă-ne, te rog, câteva exemple de mâncăruri, nu neapărat rețetele, doar ce alimente o idee, mâncăm. Cam ce putem mânca în momentul în care se adoptă o dietă keto. Spuneam că sunt foarte importante surse de grăsime, dar în același timp și vegetalele alea care îmi permit undeva la 30 de grame de carbohidrați pe zi. Deci voi folosi frunze, voi folosi pătrunjel, voi folosi andive, voi folosi fenicul, voi folosi cât mai multe tipuri de salate care au puține calorii, puțin carbohidrați, dar permit înglobarea unei cantități de grăsimi. Și acum să vorbim un pic despre grăsimi. Nuca de cocos este cea mai importantă pentru că are niște trigliceride cu lanț mediu care se asimilează foarte repede și sunt arse foarte repede și induc o stare de cetoză. Apoi, deși spuneam eu că încercăm ca grăsimea să fie direct din sursă, untul, în special untul de capră, pentru că și el are trigliceride cu lanț mediu, ficatul de cod, anumite tipuri de uleiuri, da? Preferăm nucile, semințele, cât ne putem permite conform cu cantitatea de proteină, dar mergem și pe uleiurile extrase din ele, deci nucile și semințele, respectiv uleiurile extrase de acolo, gălbenușul de ou, care și el poate fi inclus, ficatul de cod l-am menționat deja, măduva și creierul, da, de la animale, ficatul de animal, aici este foarte important să avem o sursă curată, chiar peștele mai gras. Evident că acum se pune întrebarea, nu, dacă doctorul Atkins, pentru că și doctorul Atkins la fel a promovat o dietă numită Atkins, care era o dietă ketogenică și spunea că poți mânca oricâtă șuncă sau oricâtă slănină vrei. Acum, în 2015, eu zic că am mai evoluat un pic și parcă nu putem spune unui om care poate să o ia de bună că are voie să mănânce câtă grăsime și câtă șuncă vrea. Deci da, ar fi permisă și grăsimea animală de acest tip, este permisă, poate fi inclusă, dar mare, mare atenție la cantități și la modul de preparare. Adică una o șunculiță dintr-un sau untură chiar seu chiar, dintr-un animal crescut la țară, cu iarbă și totul bine, și alta este să iei niște bacon, să-l pui pe grătar, să-l arzi și să-l mănânci. Deci consider că sunt diferențe clare, chiar dacă, repet, pe vremuri doctorul Atkins spunea că poți mânca oricât bacon prăjit vrei, lucrurile nu stau chiar așa. De altfel, pe vremuri doctorul Atkins avea acces la carne obținută, hai să zicem, bio, mai poate puțin decât mai la carne industrializată. Cristi, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim, dragi telespectatori, cu continuarea discuției despre dravet și dieta ketogenică. Dragi telespectatori, bine ați revenit la Sănătate ca la carte. Alături de mine Cristi Mărgărit, consultant de nutriție și fitness, cu care discutăm astăzi despre dieta keto. Cristi, vorbeam înainte de pauza publicitară despre doctorul Atkins și recomandarea lui. Pe de altă parte, una dintre mâncărurile tradiționale românești, dacă vrei, mâncarea țăranului român, este bulzul de mămăligă sau bucata de pită cu o bucată de slană și cu o ceapă. Erau înaintea mergătorii noștri promotorii dietei keto? Din păcate, pentru noi ar fi cam mult. Pentru ei care munceau foarte mult fizic, probabil că era tocmai bine. Slănina, deci surse de grăsime, chiar și brânza de burduf ar merge. Se încadrează într-o astfel de dietă. Oul?
Din păcate, mămăliga nu. Are mult prea mulți carbohidrați și nu. Nu ar putea fi inclusă. Deci dacă cineva poate să mănânce doar slana cu ceapă eventual și atât, fără să mănânce pâine, mămăligă sau altceva, atunci da, s-ar încadra în dietă. Practic, cum începem dieta keto? Pentru că vorbeam că există niște etape și trebuie pregătită și... Eu aș începe cu un control medical cât mai cuprinzător. Vorbeam un pic mai devreme chiar de o ecografie abdominală, de niște teste hormonale. Mă gândesc la tiroidă, în primul rând. Mă gândesc chiar la o glicemie, mă gândesc la lipidele sanguine, probele hepatice, care sunt foarte importante, foarte importantă funcționarea bilei, pentru că funcționarea, mă rog, a vezicii biliare, pentru că ai multă grăsime și s-ar putea să fie probleme dacă începi brusc. Și aș trece printr-o etapă intermediară de dietă cu puțin carbohidrați, adică de la o dietă normală, să-i spunem, cu 40-50% carbohidrați, m-aș duce către 20-30% carbohidrați și restul proteine și grăsimi împărțite cam egal. Pe măsură ce trece timpul, tot scazi carbohidrații, crești grăsimile, până când ajungi cam pe la un 100 de grame de carbohidrați pe zi. Asta ca să ne facem așa o idee ce înseamnă 100 de grame de carbohidrați. Ar fi undeva la 100 și ceva de grame de orez, 130 de grame de orez pe zi. Asta ar însemna tot. Sau ar însemna ca unică sursă de carbohidrat. Ca unică sursă. Hai să ne gândim la niște fructe, nu știu, un kilogram de struguri, poate, să zicem, dar un kilogram de fructe, hai să le luăm așa, dar asta ar fi tot într-o zi. După care, din păcate, urmează un prag. Pragul înseamnă să tai foarte brusc carbohidrații, poți să ții proteinele sus, grăsimile nu trebuie neapărat crescute din prima zi, pentru că organismul, în momentul când tai carbohidrații, scade insulina, încep hormonii catabolici și va arunca grăsime din rezerve la persoanele care au mai multă grăsime pe corp. Atunci grăsimea din rezerve va inunda efectiv corpul și ăsta este un prag. Durează câteva zile, până la 2 săptămâni, până când creierul se va adapta pentru folosirea corpilor cetonici ca sursă de energie. Nu te simți bine câteva zile. Asta ce înseamnă că nu te simți bine aceste câteva zile? La ce se creierul, pot aștepta? Creierul nu mai are o sursă de energie și sunt senzațiile clasice ale hipoglicemiilor. Senzație de amețeală, de confuzie mentală, unii au migrene, unii nu depășesc deloc această etapă și atunci evident că dacă prezinți simptomele astea, este bine să te întorci la o dietă diversă, normală, echilibrată și să abandonezi ideea. Nu cred că e cazul să perseverezi dacă ai chiar niște simptome foarte dificile, lipsă de energie. Spuneam că asta poate fi compensată pe moment printr-un aport mai mare de proteine. Corpul mai descompune din proteinele de aminază, aminoacizii, mai face un pic de glucoză și te ține pe picioare. La un moment dat trebuie scăzută și proteina și crescute grăsimile, ceea ce spuneam că este foarte dificil pentru că nu suntem obișnuiți să mâncăm o cantitate de mare de grăsimi. Încercăm să le ascundem, cum ar fi uleiurile, prin frunze, prin salate, prin toate celelalte. Și acum intervine iarăși un test medical. Deci pe lângă testele făcute la început, intervine testul de corpi cetonici. Când ai suficienți corpi cetonici în organism, o parte dintre ei nu mai pot fi arși, nu mai pot fi folosiți ca sursă de energie și scapă. Unii scapă prin plămâni, cum este acetona, și mirosul tipic, ca atunci când intri în camera unei persoane care a băut mult cu o seară înainte și evident, iarăși nu mai poate folosi grăsimea ca sursă de energie și scapă corpii cetonici. La fel, acel miros de acetonă pe care îl întâlnești într-o cameră, pe care l-a respirat, sau un gust metalic în gură, astea ar fi niște semne observabile cu simțurile noastre. Sau, mă rog, mai era comparată în cărțile noastre de medicină când vorbeam despre simptomele unui diabetic la care iarăși ne apare cetoză, mirosul de mere verzi. Da, deja este destul de puternic când e cu mere verzi, e destul de, spuneam, de cetoacidoza diabetică, pentru că și acești corpi cetonici pot fi în cantități foarte mari, dar ei au și un efect insulinogenic foarte slab. Deci dacă se acumulează în cantități prea mari, la un pancreas normal crește insulina, grăsimea împinsă înapoi în rezerve și atunci omul se echilibrează. Bineînțeles că trebuie făcut un test de urină. Corpii cetonici care scapă în urină sunt de fapt dovada unei astfel de diete. Există testul de laborator, te duci cu proba de urină la laborator și există evident acele stripsuri, seamănă, hai să spunem, cu un test de sarcină, pe care se pune o picătură deci de urină. Deci un test rapid pe care și-l poate exact efectua absolut oricine acasă și care nici măcar nu este senzațional de costisitor. Nu, este foarte ieftin și evident acolo este un reactiv care aduce o culoare mov,
când în prezența corpilor cetonici. Aceasta este dovada că omul este în cetoză, aceasta este dovada că a început și creierul să consume corpii cetonici ca sursă de energie. Pentru că dacă nu ești în cetoză și tu mănânci fără carbohidrați, este posibil ca organismul să sufere foarte mult. Deci dacă nu are corpi cetonici și nici carbohidrați, atunci într-adevăr suferă, descompune proteine, solicită suprarenalele mult prea mult, adică nu poți menține asta pe termen nici măcar mediu, nu mai vorbim de lung. Vorbeai la un moment dat doar despre acest raport între carbohidrați, proteine care trebuie să fie la un nivel destul de redus și grăsimi care trebuie să fie sus. Dar totuși organismul are nevoie și de fibre, are nevoie și de minerale, de micro și macroelemente și de vitamine. De unde le procurăm pe acestea? Păi ele vin pe de-o parte din sursele de care vorbeam, nuci, semințe, ficat, chiar acea cantitate mică de carne, avem partea de lactate și ne rămâne în partea cealaltă o cantitate oarecare de frunze pe care le folosim în acest scop. Pătrunjelul, spanacul, varza, chiar broccoli, fasolea, păstăi, toate au cantități destul de mari de vitamine și de antioxidanți. Primăvara ne gândim la urzici, ștevie, leurdă, untișor, deci toate aceste plante care au foarte multe vitamine. Există, se pare, într-o dietă ketogenică, într-adevăr, riscul de lipsă de magneziu. Deci magneziul ar fi mai, un pic mai greu de adus. De asta se poate folosi o cantitate mai mare de semințe de cânepă care au magneziu sau frunze care și ele sunt bogate în magneziu. Un aliment pe care vreau să-l amintesc chiar și deși este exotic, avocado, are și el o cantitate suficient de mare de magneziu încât să conteze. Deci atât că ne putem duce acolo. Avantajul dietei este că, evident, fi multe grăsimi, tot ce înseamnă vitamină liposolubilă e din plin, vitamina E, vitamina A, vitamina D, ele sunt din plin prezente acolo. De asta spuneam, trebuie făcute teste, dieta trebuie să fie diversă, alimentația trebuie să fie cât mai diversificată, pentru că iarăși înainte se făceau, de exemplu, experimente, chiar de teste de la experimente de laborator, cei drept cu ușoare și nu cu oameni, în care li se dădea caseină ca sursă de proteină, deci o pudră de caseină, și ca sursă de grăsime li se dădea un ulei vegetal. Teoretic e o dietă ketogenică, dar vorba ta, nu ai fibre, nu ai vitamine, nu ai minerale, nu ai aproape nimic. Se încerca, nu, poți ajunge în cetoză și în felul acesta. Și erau pe vremuri culturiști, nu, care erau un pic mai curajoși, mai puternici, ca să-și completeze aportul de grăsime, ca să ajungă la gramajul respectiv, luau sticla cu ulei și beau câteva guri. Se poate ajunge și aici, dar evident, oricine poate spune că asta deja nu mai e viață, nu? Cea mai sănătoasă. Cât de importantă este apa, cât de importantă este hidratarea în dieta keto? Nici nu cred că pot să spun cât de importantă este. Este extrem, 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 extrem de importantă. Spuneam că rinichiul procesează inclusiv acești corpi cetonici și ei scapă în urină, deci cu cât este mai diluat, este cu atât mai bine. Eventualul exces de proteine, spuneam de o greșeală frecventă în dieta ketogenică, tot printr-un aport de apă este rezolvat. Deci aportul de apă este crucial din punctul meu de vedere. Înainte, chiar în spitale, culmea, prin America, prin anii 70, se inducea dieta ketogenică și prin deshidratare. Dar între timp s-a renunțat la această metodă, evident fiind nesănătoasă. Adică omul, cetoza într-adevăr apare mai ușor dacă ești și deshidratat, dacă ești ținut și fără apă. Dar cred că e mult mai bine să bei apă și să ai proporția corectă de grăsimi și carbohidrați și proteine. Pentru că vorbeam la un moment dat despre două categorii diferite de persoane care pot recurge la dieta keto, în speță cei care vor să slăbească sau să piardă grăsime și care țin dieta keto pe o perioadă finită, în antiteză cu cei care sunt nevoiți ca parte a planului terapeutic să recurgă la dieta keto. Aminteam înainte de pauza publicitară de demență, de Parkinson, de ovarul epilepsie. Ovarul polichistic răspunde foarte bine la o dietă cu puțin carbo. Ce diferențe sunt între felul în care vor ține dieta unii și ceilalți? Evident, cei care o țin în scop terapeutic o vor ține toată viața sau perioade foarte lungi de timp și atunci este extrem de important, spuneam prima de vreme, să aibă controle medicale, să respecte foarte bine proporțiile de nutrienți și calitatea alimentelor. Cei care o țin din motive de orgoliu, să spunem, ca să arate mai bine,
pot ieși de pe dietă, pot intra, pot schimba vara când sunt disponibile mult mai multe alimente bogate în carbohidrați, cum ar fi fructele și legumele, pot profita de ele, apropo de aportul de antioxidanți, atunci îi pot cicliza dieta. Practic, ea este o dietă de iarnă pentru această categorie de persoane, pentru ceilalți, din păcate, e o dietă mult mai largă. Cei care o țin tot timpul anului ar putea include mai multe fructe și legume, în special în perioada de vară, făcând sport, mărindu-și masa musculară și făcând sport. Știm că mușchiul preferă glucoza și îi place foarte mult glucoza, deci dacă ai făcut sport, un pic de glucoză care vine din alimentație nu mai influențează în mod semnificativ starea de cetoză, ci va fi imediat preluată de către mușchi și arsă. Atunci nu influențează echilibrul general. Pentru că ai vorbit de sport, cum trebuie să abordăm sportul? Aici apare și un paradox. De cele mai multe ori dieta a fost ținută de către culturiști, deci persoane care se antrenează anaerob, deși dieta este prin excelență o dietă care induce arderea grăsimilor, deci ar fi mult mai potrivită pentru maratoniști, cicliști, persoane care fac efort de tip aerob. Sportul trebuie abordat cu foarte mare grijă, mai ales la început, deci nu aș începe simultan programul de sport cu cel de dietă. Aș începe cel mai bine dieta și apoi ușor, ușor sportul, dar cu atenție mare, pauze mai mari între serii, cei care trag de fiare, timp mai mare, pentru că acum ne mai există în glucoză, trebuie un timp mult mai mare pentru ca rezerva de ATP să se refacă. Deci mărirea pauzelor este foarte bună, iar cei care fac curse lungi, de exemplu cicliști sau maratoniști, se pot antrena pe keto strict, deci mâncând doar grăsimi, dar la concurs evident este bine să folosească toate sursele de energie. Deci trebuie să bage și glucoză și fructoză pe lângă acești grași, pentru că și glucoza și fructoza au căi metabolice diferite. Și iată, maximizăm, de fapt, producția de energie, grăsime, fructoză și glucoză. Deci asta înseamnă sporturi de anduranță și le-aș recomanda celor care țin dieta, indiferent de situație, să aibă în permanență cu ei un baton dulce, o sursă de glucoză. De ce e foarte important acest lucru? Pentru că organismul poate lua energie din grăsimi eficient, bine, dar într-un ritm lent. Adică într-o situație de stres, într-o situație de chiar de stres emoțional, o ceartă, un stres în mașină, în trafic, o alergare, glicemia poate să se ducă în jos destul de mult. El nu are timp să refacă suficient de repede din grăsime ATP-ul sau glicemia și evident pot să apară stări de lipsă de energie sau mai rău. Și atunci e bine să ai tot timpul cu tine, ca un diabetic care și-a făcut insulina. Deci există riscul unei crize hipoglicemice. Există acest risc, mai ales că mulți oameni nu respectă dieta și din când în când mai mănâncă și prea mulți carbohidrați sau nu-și dozează efortul și da, din punctul meu de vedere este un risc real, mai ales că multe persoane țin dieta cu foarte puține calorii, adică se și înfometează și țin și keto. Atunci evident că există riscul să pice și s-a întâmplat pe la săli în general, sunt cunoscute cazuri de clienți, cliente care vin, se apucă de antrenament și la un moment dat e bine să aibă cu ei, da, ori un lichid dulce, ori un baton, ceva cu o sursă de glucoză. În momentul în care vrem să slăbim și recurgem la dieta keto și mergem la o sală, cât de ok este obiceiul acelor sportivi de ocazie pe care îi vedem că încep cu 30, 40, 50 de minute de alergat pe bandă, după care urmează 5 minute de butonat, după care urmează încă o oră de tras de fiare? Eu prefer ordinea inversă. Deci eu prefer să se facă întâi exercițiile intense, cum ar fi exercițiile de culturism sau chiar exerciții cu greutatea corpului, cu diverse tipuri de greutăți. De ce? Când intri în sală după o pauză, este refăcut într-o oarecare măsură glicogenul hepatic, nivelul glicogenului muscular, glicemia, toate sunt în regulă. Deci avem resurse. Avem resurse pentru antrenament de intensitate mare, care arde în special aceste surse de glucoză. După ce le-am terminat surse de glucoză, pot să trec pe un antrenament de intensitate mai mică, cum ar fi jogging, alergarea, bicicleta, evident, repet, intensitate mai mică, și care să continue să ardă grăsimii într-un ritm foarte, foarte bun. Deci cam asta ar fi ordinea din punctul meu de vedere. Dar iarăși, totalizând undeva la o oră, o oră și un pic, văd foarte mulți oameni, asta e o discuție separată, crezând că mai mult e mai bine în domeniul antrenamentului. 2 ore în fiecare zi. Evident că nu slăbesc, evident că sunt blocați. Organismul ține de fiecare calorie când zice, păi nu-mi dă să mănânc
și mă hăituiește, înseamnă că situația este foarte gravă, practic, și atunci... Practic, vorbim despre paradoxul persoanei care este un pic mai plinuță, care alergă și transpiră pe banda rulantă de fiecare dată și pe care o vezi un an de zile, doi ani de zile la aceeași sală, la aceeași formă, la din aceeași păcate, greutate. Da. Din păcate, da. Practic, în momentul în care facem efort, după 30-45 de minute, apare cortizolul. Exact. Care... Apare hormonul de stres care... La unii mai repede, la unii mai târziu, care mobilizează și grăsime, dar, cum spuneam, mobilizează și aminoacizi din proteine structurale, proteine constructive. Adică îți va lua proteină inclusiv din piele, respectiv vergeturile, îți va lua proteină din mușchi, respectiv pierdere de masă musculară. Deci, într-adevăr, durata antrenamentului trebuie să fie mai mică. Și iarăși un lucru pe care o recomand de o parte de antrenament, nu ține neapărat de subiectul nostru de astăzi, să nu se antreneze peste febră. Tot am găsit, este această idee că dacă mergi peste febră, febra trece și cui pe cui se scoate. Este valabil, trece. Dar dacă te tot antrenezi peste o stare în care organismul nu este recuperat, mușchiul nu este recuperat, el are de suferit. Pe moment poate nu se întâmplă nimic, dar pe termen lung sunt efecte secundare destul de rele. Și aici aș mai atrage atenția asupra unui lucru. Spuneam că atunci când începi dieta și scoți carbohidrații, dacă ai grăsime pe tine, ea va fi eliberată în sânge. Nu ai de ce să mai mănânci oricâtă grăsime vrei, așa cum ți se spune în reclame și în tot felul de promovări lipsite de etică ale dietei. Deci corpul tău deja eliberează grăsime, nu ai de ce să mănânci foarte mult și din farfurie. Pe măsură ce sclăbești, pe măsură ce ajungi la un strat de grăsime foarte mic, bineînțeles că în farfurie va trebui să fie mai mult. Doar că atunci apare o altă problemă. Apare problema că dacă la început un om când începe să mănânce grăsimi nu le asimilează, și se pare că poate mânca multă grăsime fără să se îngrașe, după o perioadă de câteva luni, organismul nostru devine foarte eficient în asimilarea grăsimilor și problema că, evident, slăbirea se oprește, omul ajunge să mănânce foarte, foarte puțin doar ca să se mențină și iarăși este un cerc vicios din care este extrem, extrem de greu de ieșit, pentru că de cel mai multe ori ieșirea presupune un pas înapoi, adică o îngrășare de câteva kilograme când revii la o dietă normală. Și foarte puțin oameni, repet, sunt dispuși să facă acest lucru. Deci dacă la început nu asimilezi grăsimea, după o perioadă, chiar și cantități mici de grăsime sunt asimilate și folosite cu eficiență foarte mare. De ce? Prin dieta ketogenică, prin acest mod de alimentație, noi de fapt păcălim corpul că el moare de foame. Ăsta e de fapt principiul. Îl păcălești, îi transmiți un semnal că moare de foame scoțând carbohidrații, în același timp îi dai proteine și tot ce vorbeam. Deci el este într-un mod de alertă, el este într-un mod de stres, nu este o situație neapărat tipică. Este o situație care poate da și adaptări benefice, ce spuneam mai devreme, dar nu este neapărat o situație benefică pentru corp, așa cum procesul în sine de slăbire nu e un proces ușor pentru corp și benefic. Este un proces stresant, de asta trebuie să avem foarte, foarte multă grijă. Și aici uite, o să mai spun încă ceva, ceauri hepatice, ceauri coleretice, colagoge, care să ajute eliminarea de bilă. Repet, dacă încep să mănânci mai multă grăsime, cei care au predispoziție la o colică biliară pot avea probleme grave. Știm că sunt așa zise metode pentru detoxifiere când omul e pus să bea ulei. Nu știu dacă ai auzit de așa ceva. Și asta că ar forța eliminarea de bilă și într-adevăr forțează eliminarea de bilă, doar că la unii lucrul ăsta este nu dureros, extrem de dureros sau mai rău. Nu foarte bine. Aș vrea să discutăm despre un alt aspect care poate apare ca un efect secundar, dacă vrei, în cazul dietelor keto. Știu și eu și știi și tu că grăsimea, celulele adipoase, sunt unul dintre locurile în care organismul poate să ascundă anumite substanțe toxice pentru organism, ele rămânând acolo cumva inactivate de grăsime. Așa este. Și practic în momentul în care începem o dietă ketogenă, sau chiar în special, dar și o dietă de slăbire, oricare ar fi ea, slăbirea poate însemna eliberarea acestor toxine dintr-o dată în organism într-o cantitate mare. Substanțe care pot fi de la antibiotice care să zicem că ar fi relativ benigne și până la altele, pesticide, metale grele, dioxină. Într-o discuție foarte... Ăsta fiind unul din motivele pentru care spuneai și tu și trebuie să atragem încă o dată atenția că practic la orice cură
de slăbire, la orice dietă care duce la scăderea în greutate, avem nevoie de o urmărire medicală periodică pentru a depista. Nu neapărat că bateria de teste uzuale nu o să identifice aceste toxine, dar pot identifica reacția organismului la ele. De exemplu, enzimele hepatice crescute îți pot arăta că a fost supus unui stres foarte mare. Exact. Da, așa este. Din acest motiv, în ultima vreme se consideră chiar mai interesant sau se consideră o opțiune viabilă o formă de lipoaspirație, liposucție, adică scoaterea acelei grăsimi care, mai ales dacă eu întreb, cu ce te-ai îngrășat? Adică te-ai îngrășat pas cu pas timp de 10 ani mâncând mâncare sănătoasă, dar în cantități mai mari decât obișnuit sau decât aveai nevoie și fiind sedentar, ceea ce nu e o situație foarte gravă, sau te-ai îngrășat mâncând foarte multe alimente nesănătoase, că spuneai de substanțe ascunse acolo, pesticidele, produs și de reacție atunci când prăjești, nu cei care au mâncat foarte, foarte multe prăjeli, foarte multe alimente nesănătoase, da, toate sunt acolo, metale grele sunt acolo. Culmea că aceste celule de grăsime fac parte și din sistemul hormonal, ele transformă testosteronul în estrogen, ele conțin proteină C reactivă, care este și un marker inflamator, dar la rândul ei induce inflamația, adică conține foarte multe substanțe cu efect inflamator zona asta de grăsime de rezervă și în momentul când slăbești, inflamația din corp crește. De asta noi folosim o dietă, spuneam, de condimente, cât mai multe componente cu efect antiinflamator, turmericul acum este la modă, de exemplu, dar tot ce înseamnă verzituri și, într-adevăr, într-o dietă ketogenică le ai în cantități mai mici aceste legume și este destul de riscant. Dar, într-un final, dacă vorbim de, hai să spun, la un sportiv de 50 de grame de carbohidrați pe zi, asta înseamnă un kilogram de zmeură. Deci cred că și dieta ketogenică, dacă faci sport, ar fi destul de permisivă. Adică un kilogram de zmeură pe zi, cred că are destul de antioxidanți și nu cred că un om obișnuit mănâncă acest kilogram de zmeură sau, să spunem, nu știu, 2 kilograme de brocoli. Sau, adică niște cantități de ordinul kilogramelor, dar trebuie să fie frunze. Frunze, alimente cu foarte puțin, carbohidrați. Dacă ai mâncat mămăligă, ce spune, dacă ai mâncat zahăr, dacă ai mâncat fructe mari de tip pepene, dacă ai mâncat orez, dacă ai mâncat cartof, pâine, atunci nu mai vorbim de pâine sau paste, evident că atunci sunt probleme. Mulți oameni întreabă, din păcate, lucrul ăsta, cu ce pot să înlocuiesc pâine, azi, exemplu de... Nu prea o feliuță de dovlecel. Da, exact, exact. Și la extrema cealaltă, aș vrea să atragem atenția telespectatorilor noștri care sunt pasionați de curele de slăbire că totuși face parte din funcționarea normală a organismului să existe un anumit procent de grăsime, o anumită cantitate de grăsime corporală. Spuneam că este parte din sistemul hormonal, în special la femei. Acum, unde ar fi procentul normal de grăsime? Depinde și de rasele de pe glob. Iată că dacă noi luăm niște medii din Anglia sau din America, unde sunt mult mai multe tipuri de oameni, s-ar putea să nu fie relevante pentru România. Probabil că la femei 20-25% ca procent de grăsime corporală, deci nu ca indice de masă corporală, ci ca procent de grăsime corporală, eu consider că în regulă a bărbat 15-20. Deci standardul de frumusețe prezentat în reviste sau în media este evident al unei persoane, ce obțin la femei, cu mai puțină grăsime decât ar fi medical normal pentru specia umană, o femeie fertilă, nu? Cu toți parametrii de sănătate în regulă. Deci e clar că s-a propus această formulă, nu știu, această imagine, acest standard de frumusețe care nu are un corespondent în partea de sănătate. Adică o femeie prea slabă este considerată astăzi standard. În realitate, femeia normală poate merge probabil și până la 30% grăsime corporală. Spuneam de fertilitate, spuneam de mediu hormonal. Sunt foarte multe femei care nu suportă un strat de grăsime prea mic. Și atunci apare un fenomen pe care îl întâlnim mai des la sportive, dar și la multe femei care țin diete foarte dure, amenorea. Deci le dispare ciclul menstrual. Organismul este atât de stresat încât percepe starea respectivă ca pe o stare inclusiv de incapacitate de a se mai reproduce. Deci vă dați seama cam cât de grav este. Și sunt fete care duc așa cu ele tulburările astea de
ciclu menstrual, toată viața, unele... Nu din doar păcate, de dragul de a arăta bine. Nici măcar cu multe kilograme, pentru deci câteva iată, kilograme doar. Deci iată, dragi telespectatori, că nu tot ceea ce este frumos și tot ceea ce este pe coperta revistelor este și sănătos. Alături de noi a fost astăzi Cristi Mărgărit, consultant nutriție și fitness, cu care am discutat despre dieta keto. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și duminica următoare la 14:30 la o nouă ediție a emisiunii Sănătate ca la carte. Până atunci, sănătate la maxim vă dorim!